Semnal de alarmă în sănătate. Medicii americani au transmis un avertisment referitor la un medicament considerat deosebit de eficient în tratarea hepatitei C. Potrivit reprezentanților Autorității Americane a Medicamentului, tratamentul poate afecta însă grav ficatul și poate fi un pericol pentru pacienți. Este vorba despre Viechirapac, un tratament pe care statul român l-a cumpărat în scopul de a-l distribui gratuit pentru 5.000 de bolnavi, fără ca efectele nocive să fie cunoscute la momentul negocierilor. Medicamentul vindecă hepatita C în proporție de 90%, dar produce grave afecțiuni celor care au ciroză hepatică în stadiul avansat, avertizează cei de la Autoritatea Americană a Medicamentului. Autoritatea Americană a Medicamentului, FDA, a emis un avertisment cu privire la medicamentul antihepatita C, cel introdus de curând și în România. Este vorba de acel medicament fără interferon, la care românii se așteaptă chiar minuni. Acest avertisment se referă la faptul că pe perioada tratamentului în America, un număr de 26 de pacienți au decedat. Agenția Națională a Medicamentului îi asigură însă pe pacienți că vor fi feriți de probleme. Într-un comunicat emis de agenție se precizează că la noi în țară, bolnavii cu insuficiență hepatică moderată sau avansată nu sunt incluși în tratament. Trebuie cu mare prudență să evaluăm foarte bine acest avertisment, dar totodată eu sper că specialiștii din România, având această informație, vor fi foarte atenți atunci când întocmesc acele dosare privind eligibilitatea pacientului la tratamentul pentru hepatita C modernă. Producătorul a anunțat deja că a modificat prospectul medicamentului. În România, 5.000 de bolnavi de hepatită C ar putea fi tratați cu acest medicament de la jumătatea anului viitor. Avertismentul transmis de Autoritatea Americană a Medicamentului îi determină pe români să aleagă cu mare atenție beneficiarii tratamentului.